Doamne, este un privilegiu să te putem sluji pe Tine, Dumnezeul cerului și al pământului, nu doar pentru că ești stăpânul nostru, ci mai ales pentru că ești Tatăl nostru. În căutarea noastră de a Te sluji, Te rugăm, îndreaptă-ne mereu privirea spre Domnul Iisus, căpetenia credinței noastre. El a venit nu ca să îi se slujească, ci să slujească dându-și chiar viața ca răscumpărare. Vrem să urmăm exemplul Domnului nostru. Ajută-ne, Te rugăm, să fim și noi împreună lucrători cu Tine la mântuirea multora. Călăuzește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt, ca să înțelegem în ce moduri putem să Îți slujim, care este slujirea plăcută Ție și cum putem avea roade duhovnicești în slujirea noastră. Înviorează-ne, Te rugăm, când suntem încercați de oboseală în slujire. Păzește-ne, Te rugăm, de mândrie. Întărește-ne, Te rugăm, ca să perseverăm în slujba încredințată și binecuvântează-ne, Te rugăm, cu o rodire frumoasă spre slava Ta. Ne odihnim, Doamne, în promisiunea Domnului Iisus, că acolo unde este El, va fi și slujitorul Său.